Peste 10.000 de evacuări au loc în acest moment din insula Kos din Grecia. Focul a cuprins această insulă. Vedeți imagini în direct, se numără printre cei aflați pe această insulă și români. Flăcările sunt absolut impresionante și nu este singurul incendiu despre care vorbim de la începutul acestui sezon turistic. Avem o legătură directă cu purtătorul de cuvânt al ANAT, Traian Bădulescu. Bună ziua, domnule Bădulescu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Ce știți, există români printre cei care sunt evacuați de pe Kos? Din ce știu, n-am până la ora actuală, nu știu să fie turiști români în acea zonă, Cartamena. Kos este o insulă, într-adevăr, aflată în preferințele turiștilor români, alături de alte insule din Grecia. La ora actuală nu știu să fie foarte mulți turiști români, dar sunt turiști români în Kos. Doar că nu am auzit de situații de evacuări în cazul românilor. Știrea este foarte proaspătă, incendiul e în plină desfășurare, iar evacuările au loc acum. Inițial s-a decis evacuarea câtorva sute de persoane, dar după ce s-a propagat incendiul, după ce s-au propagat flăcările, autoritățile au luat decizia să evacueze peste 10.000 de oameni. E una dintre cele mai mari operațiuni de evacuare de până acum. Da, așa este. În primul rând sunt evacuați turiști aflați în proximitatea lizierelor de pădure, în proximitatea zonelor de vegetație. După cum am văzut, incendiile n-au ajuns direct la hotel, dar într-adevăr, din păcate, și fumul este toxic și periculos și, în primul și în primul rând, în cazul în care incendiile se apropie de structuri de cazare, de hoteluri, de localități, trebuie evacuată rapid această zonă, fiind, bineînțeles, ascultate indicațiile autorităților. În cazul în care incendiile persistă mai mult de o zi și jumătate, turiștii care au pachete turistice prin agențiile de turism vor fi relocate în alte zone sigure. Au mai fost astfel de situații, din păcate, și anii trecuți. E drept, trebuie să ne așteptăm din când de când, deși nu ne dorim, în zonele mediteraneene, mai ales în zonele cu vegetație multă, la incendii, ținând cont că avem temperaturi foarte mari. Deci am observat autoritățile din Turcia, vorbim de Izmir și Kushadasu, și acum și din Grecia, că par mai pregătite pentru intervenții în cazul acestor incendii și chiar sper ca pe viitor autoritățile să fie, mai ales în sezonul estival, permanent pregătite pentru astfel de situații. Este frustrant, evident, să-ți vezi vacanța ruinată de un incendiu care se poate transforma într-o tragedie. Vorbeați despre relocare. Ține cineva cont ca nivelul hotelului în care turiștii vor fi relocați să fie comparabil cu cel al hotelului cuprins de flăcări sau care este în risc de a fi incendiat? Da, dacă vorbim de agențiile de turism, da, un turist este relocat în general la un hotel de aceeași calitate, ca număr de stele și confort. Depinde acum și de cât, pentru că vorbim totuși de catastrofe naturale, vorbim de forță majoră, depinde foarte mult și de suprafața afectată. De exemplu, și în Kushadasi au fost doar câteva hoteluri cu turiști români care să fi fost afectați. Din fericire, s-au și reîntors o mare parte dintre ei pentru că s-au stins incendiile. Acum, bine, vedem ce se va întâmpla în continuare în insula Kos. Din ce știu, o parte din incendii au fost neutralizate până dimineața, dar fiind o căldură foarte mare, au reizbucnit și alte focare de incendiu. Este adevărat. Depinde foarte mult cum se mișcă autoritățile, iar repet, cel puțin în cazul agențiilor de turism, pentru că au un portofoliu mulți parteneri și multe hoteluri, dacă se prelungesc incendiile și hotelul în sine, dacă este afectat, ajunge focul la hotel sau, să spunem, este un incendiu care ajunge și persistă în proximitatea hotelului, atunci, da, putem vorbi despre relocare. Mulțumesc foarte mult, Traian Bădulescu. Vă reamintesc, este una dintre informațiile importante ale acestei zile. Peste 10.000 de turiști evacuați acum din insula Kos, cuprinsă de flăcări, mai ales în zonele împădurite. N-avem informații legate de prezența unor turiști străini acolo. Este deja a doua sau a treia zi în care turiștii sunt evacuați din zone mediteraneene. Kushadas, Izmir, acolo au fost incendii zilele trecute. Consulatele României din aceste regiuni și-au trimis reprezentanți la fața locului pentru a sta de vorbă cu turiștii români.